Salut! Astăzi îți voi arăta câteva elemente de bază despre hașură și cum poți să le folosești în desen. De ce este important să știi să faci asta? Păi, în primul rând, vei putea să dai acel efect realist în desenele tale. În al doilea rând, vei ști cum să dai efectul de lumină-umbră pe ceea ce desenezi. Iar în al treilea rând, aspectul desenelor tale se va îmbunătăți considerabil. Haideți să vedem cum facem asta. În primul rând, pentru a pune hașura pe un desen, ce avem nevoie? De partea asta de construcție sau de contur al formei. Da? Acum, un exercițiu pe care îl fac pentru hașură cu elevii mei este ceea ce vezi și aici. Un exercițiu cu trei tipuri de hașură, și anume pe orizontală, pe oblică și pe verticală. Scopul exercițiului este să te ajute să poți să treci din gradienți deschiși către gradienți închiși. Da? Deci, cu alte cuvinte, să faci degradeurile. Cum se face acest exercițiu? Păi, încep de la partea deschisă și încep să suprapui de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, în funcție de cum vrei să faci exercițiul, aceste tipuri de hașură. Da? Important este să păstrezi spațialitatea între ele, deci spațiul ăsta dintre linii, să fie egal. Eu îți recomand să-l faci pentru a se vedea bine la cam sub 1 mm. Ok? Bun. Acum, cum poți să aplici aceste tipuri de hașură într-un desen? Îți voi arăta printr-un exemplu pe care l-a făcut un elev de-al meu din zona asta manga. Da? Poți observa aici, ia uite, o hașură pe verticală, aici la pălărie hașuri pe orizontală și aici în zona gâtului și a bărbiței. Da? Și hașuri pe oblic în zona asta a hainei și părului. Da? E un desen destul de bunicel în care de la exercițiul ăsta de hașură, da, a trecut și a implementat în desenul. Ok? Un alt exemplu, pentru că nu există doar hașuri din astea pe oblic, pe vertical și pe orizontal. Există o diversitate enormă de tipuri de hașuri. Iar aici observi un pic texturarea prin hașură aici în zona de haină și texturarea prin zona asta de păr. Da? Vezi o hașură din asta cumva curbă, pe formă, cum s-ar spune. Da? Iar pentru asta o să-ți mai arăt un exemplu de hașură pe formă. Da? Cum este hașura asta pe formă? Păi, dacă vezi, aici avem un pahar care are elipsele astea, ok? Bun. Și atunci hașura va veni pe curbura asta a elipsei, da? În partea asta mai închis, se deschide încolo și după aia vine invers, aici de la închis spre deschis. Da? Astfel încât se creează spațialitate, da? Deci hașura asta pe formă ne ajută să creăm o spațialitate mai bună, în principal la obiecte din astea transparente, da? Iar acum, în ultimul rând, o să-ți arăt două exemple de desene cu două tipuri de hașură. Hașură din asta pufoasă, da? Și cu o linie din asta un pic neclară, da? Și o hașură care are spațiile bine făcute între ele, da? Și prin aceste două exemple poți să-ți dai seama că dacă stăpânești bine hașura, poți să faci diferența dintre un desen de tipul ăsta și un desen de tipul ăsta. Deci, la asta te ajută, de fapt, hașura. Odată, să redai volumetria, da? Și să dai un aspect mai profesionist desenelor tale. Dacă ai înțeles toate astea, automat vei vedea rezultate vizibile și considerabile în ceea ce vei face. Cam atât despre tipurile de hașură și cum poți să le aplici în desen. Bun, acum că ai aflat aceste lucruri despre hașură, sunt tare curios cum se vor îmbunătăți desenele tale. Iar pentru asta te invit să-mi trimiți o poză cu unul dintre rezultatele pe care o să le ai. Dacă ai ceva întrebări, te invit să lași în secțiunea de coment, iar eu îți voi răspunde la ele în cel mai scurt timp. Dacă vrei să afli și mai multe informații despre cum să devii un desenator mai bun, te invit să te abonezi la canalul meu de YouTube. Până data viitoare, toate cele bune și spor la desen!